aveam speranța că măcar azi, considerându-l ora al 12-lea ceas, consilierii USL se vor prezenta la ședința programată de președintele Consiliului Județean, ședința de îndată, pentru aprobarea împrumutului absolut necesar în vederea continuării lucrărilor de reabilitare a Spitalului Județean. Din păcate, deși aveam informațiile că azi se vor prezenta, ați constatat și dumneavoastră că n-au venit. Înseamnă că nu interesează sănătatea din Dâmbovița, înseamnă că nu interesează suferințele oamenilor, înseamnă că nu interesează că tot personalul sanitar lucrează în condiții foarte grele pe o perioadă care se va prelungi. Toate aceste lucruri le fac cu o singură intenție, să creeze o nemulțumire cât mai mare și să împiedice realizarea proiectelor pe care spitalul le are. Dar care e miza, domnule doctor, până la urmă? Că nu vorbim aici de mărfuri sau de câștiguri financiare. Ei n-au, de fapt, nicio miză pentru că nu vor avea niciun câștig cu această atitudine. Atitudinea corectă era de sprijin de la început acestui mare proiect pe care nu puține județe au reușit să-l obțină și sigur că dacă sprijineau proiectul puteam vorbi de o miză, adică îi consideram cu adevărat interesați de sănătatea din Dâmbovița. Dați-mi voie să cred că nici nu-i cred că sunt social-democrați, având în vedere că lozinca lor este interesul pentru om și pentru cetățean. Această lozincă o au numai în spate. În față fac ce au făcut azi. Care nu vor să dea sprijin. Care sunt riscurile? Riscurile sunt ca oricând se poate întâmpla o infecție nozocomială în spital, având în vedere că bolnavii stau câte 2-3 în pat, că se prelungește perioada în care va fi praf atât în zona spațiilor calde, să zic așa, sălile de operație, terapie intensivă, sălile de naștere. Riscul este ca nemulțumirea cetățenilor să îndrepte pe aceștia la alte spitale și spitalul să nu reușească să-și facă indicatorii contractuali cu Casa de Asigurări de Sănătate, adică să nu-și îndeplinească bugetul și atunci să nu poate cumpăra medicamente, materiale sanitare și să acorde salariile angajaților. Putem trage concluzia că sănătatea pacienților și chiar viețile pacienților sunt într-un pericol serios? Sunt într-un pericol permanent, atâta timp cât nu avem în momentul de față ce ne trebuie și atâta timp cât dacă lucrările acestea ar avansa foarte rapid, am avea dotările necesare unui spital modern.